Administrația locală din Pașcani se pregătește să lanseze procedura de licitație pentru execuția lucrărilor de amenajare a noului cimitir. Deocamdată a fost publicat anunțul în vederea obținerii acordului de mediu necesar pentru emiterea autorizației de construcție. Cetățenii interesați, mai ales locuitorii din cartierul Fântânele, acolo unde urmează să fie amenajat noul cimitir, pot consulta documentația și trimite sugestii sau reclamații la sediul primăriei sau la Agenția pentru Protecție a mediului Iași, se arată în anunțul publicat pe site-ul administrației locale. De asemenea, a fost realizat și un studiu de impact în vederea obținerii avizului Sănătatea Populației. Documentul nu a fost făcut public, deși prezintă interes pentru cetățeni. În ultima ședință ordinară, consilierii din opoziție au solicitat primarului explicații privind întârzierea licitației și începerea lucrărilor de amenajare a noului cimitir. În ce stadiu suntem cu cimitirul, la fel? Așteptăm avizele. Am primit de la cei cu utilitățile, apa, electricul, s-a dat comandă de un studiu de impact pentru cei de la Sănătate Publică. În momentul în care acel studiu de impact va fi venit, în baza studiului de impact vom primi autorizația de la DSP. Cred că toate autorizațiile sunt și atunci se poate da drumul mai departe la etapa următoare, autorizațiile construcției și citere. Conform proiectului, noul cimitir va avea o capacitate de 930 de locuri și va fi amenajat pe strada Dragoș Vodă, pe o suprafață de 684 de metri pătrați. Investiția este estimată la 6,7 milioane de lei.